În acest atelier din localitatea Șac, județul Timiș, în fiecare zi se lucrează la transformarea unor rable în automobile mândre și strălucitoare. Alexandru, Mircea și Cosmin reușesc să readucă la viață bătrânele mașini pe care mulți le-ar vedea mai curând la remat decât pe șosele. Implică foarte multă muncă. O reparație la o mașină din aceasta durează, în general, de la o lună în sus. Nu se știe exact, în funcție de ce descoperim la ele. Una dintre mașinile care se pregătesc să prindă o nouă viață datorită lui Alex este acest Fiat Coupe 850. A fost fabricat în anul 1969, iar până în anii 80 a participat la raliuri în zona de vest a țării. Fiecare transformare este o provocare pentru meseriaș. De exemplu, următorul proiect pentru Alex este recondiționarea acestei mașini vechi de aproape 70 de ani. Este unul din modelele cele mai vechi de broscuță. Este un Käfer oval. Multă muncă va putea circula iarăși pe stradă. Sper că în curând. Cam în cât timp o faci să meargă din nou? Eu estimez undeva la 2 ani de zile. La clasice, tot timpul când lucri ceva, trebuie să fii atent la 10 lucruri pe lângă. Când pleci la drum lung, în concediu, în vacanță cu o mașină din aceasta, toată lumea te salută. În oraș, în sate, pe autostradă, copiii sunt încântați, oamenii îți fac poze. Clienții lui Alex sunt din toate colțurile țării, dar și din străinătate. La o mașină veche e mult mai complicat decât la o mașină nouă, pentru că acolo găsești foarte ușor elementele și prinse cu șuruburi sau așa, imediat le schimbi. E mult mai ușor, da, destul de greu se găsesc. Tarifele de restaurare a unei mașini clasice depind foarte mult de marcă și de model. Prețurile din România sunt însă la jumătate față de cele practicate de restauratorii din Occident.